de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, ca de obicei, la această oră, cu sau fără zahăr, cu sau fără lapte, cu sau fără frișcă, este cafea aici la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct, de fiecare dată când ne permite rețeaua de internet. Când nu ne permite, mergem înregistrat. Astăzi, vă spun sincer, o emisiune pe care îmi doresc de foarte mult timp să o realizez, pentru că e foarte important să vedem în ce măsură, la nivelul unui partid puternic, foarte puternic din Neamț, există, să spunem așa, spiritul și dorința de a schimba ceva în acest județ. Invitații mei de astăzi, și o să încep abrupt, fără alte introduceri, sunt doi lideri, cei doi lideri marcanți ai PNL Neamț, domnul președinte al partidului, domnul Mugur Cosmanciuc, și mă bucur că... Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur că l-avem în emisiune pe domnul Laurențiu Leoranu, prima dată la cafea, sperăm și în ultima dată. Bine ați venit, bună dimineața! Bună dimineața! Nu prea sunt băutor de cafea, ca să facem un spirit de glumă debutul emisiunii, dar bine v-am găsit și salut pe toți privitorii postului dumneavoastră. Am înțeles, dar pentru dumneavoastră o să facem ceai. Sau, dacă nu, găsim și alte băuturi. Da. Domnilor... Ceaiul e cea mai bună. Cea mai bună, da, mai bună. Domnilor, iată că ne aflăm în această emisiune împreună, într-o perioadă destul de agitată și, hai să-i spunem cumva așa, destul de ciudată în Neamț, în ceea ce privește relațiile între partide, lucrurile care se întâmplă în interiorul partidelor, și nu pot să încep emisiunea altfel fără să vă întreb acum că lucrurile s-au lămurit, că deznodământul, cel puțin la nivel de candidaturi în Roman, s-a finalizat, să faceți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, o analiză a ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că readuc aminte telespectatorilor și celor care n-au citit Mesagerul și presa județeană, candidatura domnului Lucian Micu, așa cum se știa de altfel, a fost invalidată de birou electoral, după aceea cele două instanțe la care a apelat au respins contestația domnului Micu și a partidului din care, spre care s-a dus. Între timp, PNL-ul ieri l-a nominalizat pe domnul Leonard Achirlai. Dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți. Vă rog, nici nu știu cum să încep. Nu, eu propun să înceapă domnul Leoranu, este vorba despre Roman, să înceapă dumnealui ca și președinte al organizației PNL Roman, ca și om care a fost acolo primar în două mandate și jumătate. De trei ori ales. Sau de trei ori ales. De trei ori ales în două mandate și jumătate. Să înceapă dumnealui și, după, cu permisiunea dumneavoastră, voi continua să fac completări, punctări în alte detalii pe care poate nu le menționează dumnealui. Vă rog, aș vrea doar, înainte să înceapă Dolorenu, să fac o precizare. În toate sondajele de opinie, și a spus-o asta și dumneavoastră, dar mi-au spus și alții din alte partide, pe Roman, domnul Leoreanu stă cel mai bine. De aceea, da, el este omul în măsură să ne spună exact cum stau lucrurile. Și aș vrea prima dată să lămurim problema Micu. Ok. Problema a fost una nu neapărat complexă, cât un pic încâlcită la Roman. Lucian Micu ne-a fost camarad, am lucrat împreună și am fost alături în proiecte pentru municipiul Roman, în interiorul echipei administrative, în interiorul echipei politice. Drumurile noastre s-au despărțit în momentul în care nu a putut să înțeleagă și să treacă peste faptul că Partidul Național Liberal are niște criterii de integritate, peste faptul că acolo unde legea distinge foarte clar putința sau neputința, compatibilitatea sau incompatibilitatea
legalitatea sau ilegalitatea în a candida pe o anumită funcție, trebuie să respectăm acest lucru. Să nu uităm că Partidul Național Liberal a fost cel care s-a opus vehement ordonanței 13, s-a opus vehement la tot ceea ce înseamnă mutilarea legilor justiției, codului penal, codului de procedură penală, activități conduse de camarii la PSD, în frunte cu Dragnea, în frunte cu toți liderii care aveau probleme cu justiția, inclusiv și cu cel de aici, de la Neamț, cu domnul Arsenie. Partidul Național nu putea să se dezică nici aici de acest lucru, așa încât am avut o discuție foarte corectă, foarte deschisă, și dânsul a dorit totuși să candideze. Noi am spus că acest lucru nu ne-l putem asuma, nu ne putem dezice, și a ales o altă cale. Este libertatea fiecăruia să aleagă o cale, dar odată ieșit dintr-o echipă trebuie să înțelegi foarte clar că drumul este cu sens unic. În acel moment au apărut pe masa Partidului Național Liberal și la Roman și la județ mai multe ipoteze de lucru. Acum vă pot spune că discuții au fost vis-a-vis și legat și de mine și legat de actualul viceprimar Roxana Iorga. De ce nu era o discuție în care am fi putut să-l invităm și pe actualul prefect George Lazăr? Deci Partidul Național Liberal are resursă umană. Se vede că, din fericire pentru noi, Partidul Social Democrat nu are acest lucru, pentru că a mers și a căutat să importe de la alte partide chiar oameni care au probleme cu justiția, care au probleme de ilegalitate în a candida. Și pot să spun acest lucru pentru că la Roma nu a fost un caz unic. Haideți să privim și în alte comune, Dochia, Borlești, de se pare că e o practică la PSD, ceea ce au început cu ordonanța 13 continuă și aici, prin a aduna în jur tot felul de oameni care au probleme cu legea, a căuta să-i spele într-un mod mai mult sau mai puțin corect și legal și a îi servi oamenilor ca fiind persoane competente, legale și morale. Numai că justiția a distins foarte clar. Vreau să vă spun că de la început domnul Lucian Micu a avut Partidul Național Liberal, care s-a distanțat de această candidatură în condițiile în care legea nu-i permitea. Apoi prefectul a luat decizia de a-l suspenda. Apoi biroul electoral de circumscripție i-a invalidat candidatura, a făcut contestație. Judecătoria Roman a menținut decizia becului de a nu putea candida, a făcut apel la Tribunalul Neamț. Tribunalul Neamț s-a exprimat în acest sens, a încercat să recuze instanța, i s-a respins acest lucru, a încercat să strămute procesul la Bacău, i s-a refuzat acest lucru. Aseară la ora 18 era definitiv faptul că are candidatura invalidă. Ceea ce am spus de la început s-a dovedit. Partidul Național Liberal, așa cum am spus, are resursă umană, Partidul Național Liberal are o echipă puternică, atât la nivel de județ, cât și la nivelul municipiului Roman. După analize, după tot felul de discuții, că este firesc în interiorul unui partid să se discute toate ipotezele de lucru, așa mi se pare corect pe masă să se pună toate ipotezele de lucru, echipa de la Roman, echipa de la județ a decis să meargă candidatul Leonarda Chiriloae, un om care a fost 4 mandate liderul consilierilor locali PNL din Consiliul Municipal Roman. Nu este un necunoscut. Dânsul a fost purtătorul de cuvânt a consilierilor municipali Roman. Dânsul a fost timp de 10 ani directorul economic financiar a Spitalului Municipal de Urgență Roman, un spital pe care l-a luat cu 10 de miliarde datorie. Și în acest moment Spitalul Municipal de Urgență Roman are toate secțiile modernizate prin efortul spitalului și a primării din perioada când eram primar. Deci toate secțiile modernizate. Are 2 proiecte majore de 10 de milioane de euro care sunt în momentul de față pe picior de a începe. Mai mult decât atât, actualmente este ministrul secretar de stat în Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului, un om care deja a deblocat niște proiecte la Roman, vorbim de digul de pe Siret, partea cu gădințul inițiat de mine când eram primar, când a fost ședința de guvern la Roman, s-a făcut doar partea de pe malul drept de protecție a Romanului, dar a rămas partea de pe malul stâng acolo unde gădințul intră în mare pericol dacă vine o inundație
S-a făcut studiul de fezabilitate, dar PSD-ul a venit, a luat studiul de fezabilitate și l-a băgat într-un sertar și l-a uitat acolo. Domnul Leonarda Chireloaie, în calitate de secretar de stat, l-a luat, l-a readus pe masă și în momentul de față în reactualizare, la fel ca și lucrările de la Dicu Tămășenea Giudeni, la fel ca și lucrări de pe Bistrița, care intrase în uitare sub guvernarea PSD. Este un om asupra căruia nu planează niciun fel de umbră, este un familist convins, nu este intrat în nici fel măcar de bănuieli, de amatlâcuri, de lucruri imorale, ilegale, un om respectat de echipă, un om cu care vom câștiga primăria municipiului Roman și care va continua ce am început din 2008, apoi în 2012, în 2016, iată în 2020. Este un membru loial de partid, nu a făcut parte decât din această formațiune, sigur, cu vărsămintele istorice pe care le știm PD în PDL, PDL în PNL. Le știm aceste lucruri, că au fost ale istoriei pe care le-am trăit și au fost lucruri asumate în congresele partidelor, nu transfer de la o echipă la alta în afara intermercatului. Bun. Dacă tot ați pornit așa, ce rugăminte am? Sunt mulți oameni din PNL din Roman, care l-a urmat pe domnul Micu? Că e bine să precizăm lucrurile astea. Care l-a urmat pe domnul Micu? Din echipa PNL? Da. Sunt doar două persoane cu care dânsul a venit la momentul anului 2012, parcă. Atunci părăsise PSD-ul, fusese independent vreun an de zile și atunci a venit împreună cu două persoane. Acele două persoane au plecat acum, la care, cum să spun, nici nu merită să le pomenesc numele, au plecat împreună cu el atât, dar echipa PNL este bloc. Echipa PNL Roman este mai consolidată și mai energizată ca oricând să câștige alegerile, atât pentru funcția de primar a municipiului Roman, de președinte a Consiliului Județean prin domnul Mugur Cosmanciuc, majoritatea în Consiliul Local și majoritatea în Consiliul Județean. Fără dubii, fără ezitări, cu motoarele pornite în pole position. Aceasta este o declarație care merită reținută, pentru că ea pune punct și capăt unor speculații și discuții. Aș vrea să intervin aici și, da, pe urmă îmi cer scuze de la, da, domnul, nu e o problemă, că vreau să împărțim totuși timpul. Emisiunea e prea scurtă pentru două persoane care au multe de spus. Eu pentru dumneavoastră pot să stau până la ora 12. Vreau să vă spun un lucru. Și eu pentru dumneavoastră pot să stau o zi întreagă. Nu, dar avem și niște activități care reclamă prezența noastră acolo. Aș vrea să vă spun că în presa mai mult județeană, pentru că probabil lumea mă cunoaște mai mult la nivelul municipiului Roman, au apărut diverse speculații, inclusiv și la dumneavoastră. Absolut. Și aș vrea să le elimin. Aș vrea să vă spun că deontologia profesională în această meserie spune foarte clar că informațiile trebuie luate măcar din trei surse, dar în primul rând trebuie luat și punctul de vedere a persoanei despre care vorbim. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Eu vreau să vă spun foarte clar că au existat anumite umbre aruncate în acest tablou politic dinspre domnul Arsene către mine. Eu pun o întrebare retorică. Ce ar putea să-mi ofere mie domnul Arsene, care, un om care sunt împlinit din punct de vedere familial, e pe primul loc acest lucru, un om care sunt cunoscut în municipiu și în județ, un om cu moralitate, un om cu personalitate, un om care și-a ținut întotdeauna cuvântul, un om care nu și-a trădat niciodată echipa, un om poziționat la nivel național, membru în Biroul Executiv Național, unul din cei 8 vicepreședinți la nivel național ai Partidului Național Liberal, unul din primii 4 comunicatori ai partidului, chestor a Camerei Deputaților, lucru pentru care Partidul Național Liberal m-a susținut. Cum aș putea să trădez eu vreodată echipei care i-am oferit sufletul meu, echipa care mi-a oferit un drum ascendent din punct de vedere politic, ca să-mi dea domnul Arsene ce? Eventual vreo doi incompatibili, vreo doi condamnați, ce să-mi dea mie domnul Arsene? Să începem să căutăm tot felul de tertipuri prin justiție, așa cum a încercat cu domnul Micu, adică să cobor de pe un platou luminat al decenței, demnității și onoare în promiscuitate? Niciodată. Și vreau să lămurim acest lucru. Laurențiu Leoreanu nu este doar un nume în politică. Este un cetățean care trăiește în primul rând prin demnitate și onoare. Și nu mi-aș călca acest lucru niciodată în picioare. În primul
primul rând sunt om de onoare și de demnitate și pe urmă om politic. Deci aș vrea acest lucru să rămână pentru totdeauna, iar cuvântul ticălos nu poate să balanceze mai mult decât cuvântul onest al meu. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul Cosman Ciuc, după această declarație clară. După această pledoarie, credeți-mă că am fost atât de emoționat încât nu mai pot să rezist în această emisiune. Chiar credeți-mă că nu mai pot să rezist în această emisiune. Haideți să spun câteva lucruri simplu și scurt. Că sunt speculații sau nu, se vede cu ochiul liber. Că e un circ, e și mai real. Punctual ce a făcut Lucian Micu este o greșeală care denotă cel puțin slăbiciune și imaturitate politică. Mai mult de atât, nu am să spun pentru că probabil astăzi nu trăiește o zi fericită după tot ce a avut o săptămână în care a crezut că pleacă de la extaz și a ajuns spre agonie. Despre PNL Neamț, eu am spus-o și o repet. PNL Neamț și oamenii din PNL Neamț au de ales între un slogan care l-are altcineva și care înseamnă fapte, care înseamnă schimbare, sau vorbe simple, care frumoase, ambalate, vor rămâne vorbe. În 2016, PNL Neamț n-a pierdut alegerile. PNL Neamț în 2016 la Consiliul Județean a câștigat alegerile. PNL Neamț și județul Neamț, pentru că e un județ foarte frumos, are de ales între o politică arhaică în care place sau nu place, trebuie spus pe nume, au fost oameni cu multe trădări. Știți cum a ieșit poate mai bine decât mine în 2011 domnul Rădulescu, parlamentar împotriva valului USL. N-are sens să ne păcălim și să vorbim realități. Știți poate cum a ieșit mai bine decât mine în 2012 domnul Ștefan împotriva valului USL. Adică suntem oameni maturi și conștienți când vorbim. De aceea când spun lucrurile acestea, le spun simplu, onest și cinstit, că în momentul de față nu vorbim de nume. Că numele, oricare ar fi ele din politică, nu contează. Vorbim de proiecte. Județul Neamț are posibilitatea să-și aleagă viitorul printr-o schimbare categorică în gândire. Începând de la instituția Consiliului Județean și până mergând mai departe în fiecare localitate și să fie în rând cu oricare din județele care sunt modele de dezvoltare din România. Și vorbim de Brașov, dacă vreți, Cluj, Bihor. Sau poate să rămână într-o zonă în care la noi acasă ne înțelegem bine, nu credem că știe nimeni și lumea de pe stradă va accepta tot ce le spunem. Politica PSD-ului și a lui Ionel Arsenie în acești 4 ani de zile a fost o politică de favorizare a clientelei politice. Dacă analizați bugetul Consiliului Județean, o să observați că a fost un buget construit cu dedicație pentru preferințe clientelare. Sunt un om care consider despre mine că sunt credincios. Respect biserica creștin-ortodoxă unde m-am botezat. Respect și celelalte culte. Dar mecanismul prin care se dau fonduri de la Consiliul Județean doar pentru o îndatorare a celor care sunt clerici și o întoarcere de voturi este un mecanism greșit. Pentru că județul Neamț are foarte multe mănăstiri care în continuare sunt nevalorificate. Dacă mergem la Mănăstirea Neamț, o să vedem că timpul și-a spus cu vârf și îndesat amprenta și acolo nu au ajuns foduri. Ar putea fi făcut un muzeu foarte frumos, ar putea fi făcute foarte multe lucruri. Și am dat doar un exemplu de lângă Târgu Neamț, ca să nu ne plimbăm prin multe locuri din județ. La fel, dacă vorbim despre faptul că infrastructura rutieră, am văzut pe undeva că cineva spune că e modernizată în proporție de 90%. Eu vă invit și pe dumneavoastră
și pe oricine să meargă de la Valea Ursului și până la Borca, de la Tazlău și până la Ghereiești, două axe, două trasee pe care drumuri județene vor și o să vadă că 90% este doar prin interiorul comunelor unde trebuiau cumpărați niște primari. Adică pe la Bâra am văzut puțin pe acolo, pe la Boghicea se plimbă un autograder și Vrăjeală. Domnul Bălănescu, realitatea este aceasta, că județul este rămas în urmă în clasamentele pe care le face orice site, agenție de rating, o să vedeți că din punct de vedere economic, salariu pentru salariu mediu în clasament este pe penultimele locuri în orice clasament. Lucrul acesta este foarte grav, pentru că asta înseamnă că aici nu există perspectivă de dezvoltare. Asta înseamnă că aici nu există producție care să meargă spre export. Că mediul de afaceri nu are un cadru predictibil. De aceea, este foarte adevărat că în Partidul Național Liberal, în ultimii ani, au fost tensiuni. Tensiuni care nu trebuiau să fie. Dar cred că aceste tensiuni au favorizat ca PSD-ul să aibă o poziție stabilă în județ. Ceea ce s-a întâmplat zilele acestea la Roman a dovedit o politică nefastă și destructivă pe care o au unii. Am spus-o, eram la dumneavoastră în emisiune și pe data de 5 august și în alte emisiuni. În municipiul Roman, orice candidat PNL câștigă alegerile la primărie. Am spus-o și atunci. Este important cum câștigă. Cel mai bine situat în sondajele de opinie, am spus-o și atunci, este domnul Eureanu. Dar orice candidat PNL câștigă alegerile. Că m-ați întrebat, important este cum. Se pot câștiga alegerile pe votul partidului, care este și în momentul de față în sondajele de opinie de 40%. Se pot câștiga alegerile maximizând acest vot și crescându-l sau puțin sub votul partidului. Însă, cred că municipiul Roman, colegii mei din Roman, trebuie să înțeleagă cu bună credință, spun acest lucru, un lucru. Degeaba câștigi doar la tine alegerile și ai primar, dacă tu, municipiu, vei avea o poziție la nivel de județ și vei primi firmituri, la fel ca și comuna, nu știu, care vreți, Bâra sau Valea Ursului, când se fac alocările de la bugetul județului. Degeaba, cum a făcut Lucian, faci conferințe cu un președinte de Consiliul Județean PSD în 2018 și aștepți să ți se dea lucruri care nu ți se dau. Degeaba. Cred că singurul lucru care trebuie înțeles de toți cei care vor cu adevărat schimbarea în județ și din municipiul Roman și din județul Neamț este următorul lucru. Degeaba ai un primar care îți va fi favorabil în comunitate dacă primarul nu are parteneri mai departe. Consiliul Județean poate fi o instituție care să dezvolte parteneriate cu comunitățile locale, nu doar pentru festivaluri de muzică și dans, cum sunt zilele comunilor. Pentru că acei bani sunt bani cheltuiți. Nu înseamnă că nu sunt necesari. Dar cred că toată lumea a văzut ce înseamnă, nu în vreme de pandemie, că nu se poate, dar un festival în altă parte. Era la Sighișoara un festival. La Brașov, Cluj, Oradea, ca să nu vorbim poate în München, pe Valea Loarei, în Provence. Avem modele. Și acolo administrațiile locale susțin financiar festivalul. Dar creează branduri
care aduc turiști și consumă bani acolo. Asta este problema, domnul Cosmanciuc. Faci un festival, ideea, nu de dragul festivalului, ci de a crește, de a aduce... De a crește calitatea educațională, calitatea și financiară imaginea, și imaginea zonei. Când dăm bani pentru o comună, că-s 2, 3, 500 de milioane, și pe scenă merg 1 sau 100 de oameni politici, iar în jos sunt niște oameni care nici nu știu de ce au venit, nici nu-și pot permite să cumpere mici care se fac, și nici nu sunt mai mulți decât cei care sunt pe scenă, adică sunt mai puțini. Clar, e un management greșit. Spunând aceste lucruri, vreau să vă spun simplu. Nu suntem niciunii dintre noi naivi. Nici oamenii care votează nu sunt. Trebuie să înțelegem că în ceea ce facem, prin puterea pe care o avem fiecare dintre noi, avem un moment important în care vom face alegeri. Alegerile pe care le vom face vor fi cele care ne vor eticheta. Pentru că toți vedem că Suceava s-a construit ca și un brand Ținutul Mănăstirilor. Păi s-a muncit pentru acel brand. Toți vedem că se vorbește despre Iași ca fiind capitală culturală. Ca să fac o glumă, mă scuzați un pic. Cum spunea domnul Oralu la început, acolo s-a muncit, inclusiv oile au muncit pentru ca să facă brandul respectiv. Țineți minte. Și oile trebuie. Oricine și-a adus aportul și-a adus un plus de imagine, până la urmă e bine. Oile au misiunea lor. Știți că nu există reclamă pozitivă sau negativă, știu, există reclamă. Asta este vorba unui om politic nemțean. Vă rog. Știți cum și oile au misiunea lor. Acum nu am să fac o glumă, că sper că noi nu suntem precum oile ca să mergem la vot și să fim folosiți. Bun, dar când se dorește. Dacă Iașiul a devenit un brand cu denumirea de capitală culturală, este pentru că s-a muncit în această direcție. Despre județul Neamț nu se vorbește frumos la nivel național, pentru că treptat s-au exportat diferite modele de scandaluri, artificiale sau nu, cu imagini care au generat un cadru negativ. Cred că tot ce înseamnă dezinformare, manipulare, intrigă, dezbinare, pleacă prima dată de aici, din interior. Dacă fiecare își face treaba lui, ceea ce își asumă, și o face bine, treptat, lucrurile vor rămâne în spate, în istorie, scrise de oameni din presă, de oameni care scriu literatură, dar vor rămâne o parte din istoria acestui județ. Și se va vedea de unde s-a plecat, unde se va ajunge. Eu, împreună cu echipa PNL, propun un proiect care se însemne dezvoltare. Fiind aici domnul deputat Leureanu, care a fost ales de 3 ori primar în municipiul Roman și despre care am spus că stă foarte bine în sondajele de opinie, este clar că vreau ca dumnealui să fie parte activă a unui astfel de proiect. Adică putem sta foarte frumos într-o emisiune, facem niște declarații, lumea le vede, le apreciază, dar nu este suficient. Capacitatea dumnealui în Roman, dacă este bine poziționat în sondajul de opinie, voie și în este județ. Una și în județ. Pe care dumnealui o va arăta prin misiunea pe care și-o asumă față de electorat și față de colegi. Sunt lucruri simple. Pentru că fiecare dintre noi putem să avem multe lucruri în CV cu care să ne poziționăm frumos, sau putem ca acele lucruri din CV să fie și folositoare unui întreg mecanism. Vedeți ce a făcut la Piatra Neamț domnul primar Chitic? Păi după ce a declarat aici în emisiune la dumneavoastră, după ce a declarat aici în emisiune la dumneavoastră că va susține candidatul PNL la primărie și pe mine la Consiliul Județean, este contrar cu ceea ce face. Nu, este total opus. Cred că trebuie să ajungem la un moment în care să avem și puterea să spunem, bă, ceea ce fac eu, îmi asum.
Adică nu cred că dumneavoastră sunteți un om care să vă păcălească cineva ca să spune una, mâine alta și poi mâine alta și să nu aveți o părere a dumneavoastră. Cred că este momentul în care fiecare să ne asumăm păreri nu spuse de dragul de a nu jigni. Pentru că dacă îți pui părerea civilizat, nu jignești. Să ne asumăm politic principiile în care credem și să ne asumăm dacă vrem sau nu să construim. Fiecare suntem într-o zonă în care confortul personal este mai important decât orice. Și interesele personale uneori sunt mai importante decât orice. Dar atât timp cât spui că ești al unei echipe, atunci trebuie să te raportezi când bați în acea echipă la ușă și spui că vreau susținere pentru ceva, păi atunci unde sunt interesele tale personale? Pe masa echipei. Pentru că dacă nu era o echipă odată, nu puteai să crești politic, profesional. Pentru că și alți oameni au muncit pentru un om și trebuie să returnezi. Nu există în fotbal echipe puternice în care golgheterii să fie egoiști pe persoană fizică. Sau să nu existe masări. Pentru că fiecare din cei care dau goluri multe au oameni care le centrează, au oameni care stau în apărare ca să țină spatele și o întreagă strategie, începând de la masiorul de care spuneați dumneavoastră, pentru ca acea echipă să producă performanță. Despre asta este vorba în momentul de față. Despre o idee profundă în care echipa PNL va reuși să dezvolte județul sau vom rămâne într-o retorică frumoasă. Vom intra, dacă vreți, și pe proiecte care sunt necesare. Nu vreau să repet de multe ori, dar sunt necesare punctarea unor obiective. Nu putem vorbi despre dezvoltare dacă nu vom vorbi cu adevărat despre o infrastructură care să permită dezvoltarea. Dacă îmi dați voie. Eu vreau să vorbim despre dezvoltarea județului, pornind de la raportarea în acest moment la ce ni se propune. Care este dezvoltarea județului? Și vă rog pe împreună să-mi răspundă. Care sunt diferențele care le propune PNL-ul pentru dezvoltarea județului față de propunerea pe care o avem acum? Venită dinspre zona PSD, Alianța, cum se cheamă ea, că nici nu mai știu acum, modernizarea Neamțului, da? Care sunt diferențele de abordare? Am înțeles unul dintre ele esențial, raportarea la faptul că nu pot candida oameni care au probleme. Și lucrul acesta s-a văzut nu numai la Roman. PNL-ul și-a menținut poziția și vis-a-vis de Dragoș Chitic, la Piatra Neamț. Asta este o diferență. Dar haideți să vedem, la nivelul acela macro, sau la nivelul de doctrină, care este diferența pe care ne-o propuneți? Vezi că sunteți doi oameni, cei doi oameni care împreună cu domnul senator Țapu sunteți vârful partidului. Haideți să ne înțelegem bine. Doctrina sau principiile pe care le-am abordat privind integritatea oamenilor în funcția publică fac parte dintr-o construcție corectă a unei clase politice care se ia decizii. Lucrul acesta a generat de foarte multe ori tristețe în sufletul unor oameni care n-au putut candida. Cred că cel mai bun exemplu, pozitiv, în final, este domnul premier, domnul președinte Orban, care a trecut printr-un moment greu al vieții lui, dar care a avut puterea să arate că principiile în care a crezut când a votat sunt mai importante decât momentele și obiectivele personale. Spunând acest lucru, el a arătat că se retrage din tot ce înseamnă funcții până nu își clarifică o situație. Și când s-a clarificat? Și când s-a clarificat, nu că a revenit, a devenit președintele partidului. Adică nu a revenit oricum. Spunând acest lucru, vă spun clar că Partidul Național Liberal în județul Neamț are o politică, pe de-o parte, de a explica oamenilor, și nu este ușor, că integritatea
Și cuvântul trebuie să fie prima condiție pe care trebuie să o aibă un om politic. Mai departe, aceste lucruri trebuie completate de o viziune și o dezvoltare durabilă. Vă spuneam și vă repet, dacă este să vorbim despre dezvoltare, la nivel de Consiliu Județean este necesară crearea unei direcții care să facă din Județul Neamț un brand. Valorificarea patrimoniului istoric, valorificarea turismului pe care îl are ca și potențial județul, valorificarea cadrului spiritual și cultural trebuie să fie în coordonarea unei minți care înțelege foarte clar ceea ce spune. Direcția, că este direcția sau centru de cultură județeană, vom vedea cum se va denumi într-o asociere, într-o terminologie acceptată și de o persoană în care eu am încredere foarte multă, cum este domnul Adrian al lui Gheorghe, va fi cea care va avea obiective pentru viață spirituală, dezvoltarea mănăstirilor, recondiționarea tuturor, pentru viață culturală, pentru că avem monumente cu valoare literară, cu monumente și case, precum Casa Ion Creangă, care trebuie valorificate. Avem patrimoniu istoric, Cetatea Neamț și alte mai mici, dar există. Și avem posibilitatea ca toate acestea să fie parte integrantă a unui turism pe care să-l facă oameni care atunci când vor veni aici vor lăsa fonduri. Al doilea aspect despre care vorbeam pe zona turistică, pe care trebuie să-l rezolvăm, este întărirea, construcția cu adevărat a infrastructurii. Drumul de pe marginea lacului Bicaz, DN15, am spus-o și o repet, este un obiectiv care va fi finalizat. Un obiectiv pe care însă nu trebuie să-l oprim aici. Tot ce înseamnă zona parcului Ceahlău trebuie să devină un pol de dezvoltare turistică în care orice om, că e vreme de pandemie sau nu, va putea să se plimbe respectând distanțare socială, dacă este cazul, cheltuind niște bani în Județul Neamț și având parte de recreere și de o petrecere a timpului în mod frumos. Lacul Bicaz este un patrimoniu pe care nu-l valorifică în momentul de față județul și mai mult decât atât, este de foarte multe ori plin de mizerie. Lucrurile acestea sunt simple, nu e nimic complicat. Mergând mai departe, vorbeam și în alte emisiuni și o spun și acum, Spitalul Județean o fi bun, nu o fi bun, dar este mult în urma multor altor spitale care nu au cunoscut atâta finanțare cum a primit Spitalul Județean ca și fonduri. Spitalul Județean are nevoie de două componente. În primul rând, o reabilitare totală, despre care putem vorbi pe fonduri europene, pentru că vor fi finanțări și axe de finanțare mari. Și al doua, o susținere a personalului competent pentru a-și face actul medical de calitate și un management de calitate. Lucrurile acestea sunt simple. Se pot face. Spunând aceste lucruri, pot să mai vorbesc și despre altele. Dar cred că este corect să-l las pe domnul deputat Leoreanu să spună pentru ceea ce putem face la Roman. Pentru că sunt obiective care pot fi construite în municipiul Roman, nu mă refer la construcția fizică, ci dezvoltare, pe zonă economică, pe zonă culturală, pe zonă educațională, în care municipiul, Consiliul Județean, guvernul, în acest trinom, să fie într-un parteneriat, iar Romanul să fie un model de dezvoltare și de atragere a investițiilor în zona E85, unde există cu adevărat așezat. Eu aș dori să-l provoc pe domnul Leoreanu să vorbească și despre dezvoltarea, hai să-i spunem, a zonei metropolitane. Eu, cel puțin, așa cred că viitorul în zonele noastre va fi al... Deci orașele, municipiile trebuie să devină centre ale unor zone metropolitane care... Centre urbane, pol de dezvoltare. Așa, care să permită atragerea de bani și nu numai de bani, noi tot vorbim de fonduri europene, așa, să devină atractive pentru investitori,
cu adevărat atractive, nu doar ca puncte de tranzit sau altceva. Aș vrea să vorbesc despre un lucru deja existent și care poate fi verificat. Nu știu dacă știți că Romanu asigură în momentul de față 51,7% din PIB-ul județului. Deci tot ce înseamnă restul județului are mai puțin de jumătate ca pondere în PIB față de Roman. Vreau să vă spun că în ultima perioadă, ca să venim într-o discuție mai pragmatică și uite, legată de mediul de afaceri, am reușit să aducem investitori importanți atât la Roman cât și în zona metropolitană. De altfel, cred că știți foarte bine că zona Roman Metropolitan este singura zonă funcțională metropolitană din județul Neamț. Este Romanul împreună cu cele 26 de comune care au deja parteneriate pe diferite domenii de activitate, unul fiind și cel economic. Vreau să vă spun că în Roman, de exemplu, în ultimii ani, în timp ce administrații publice locale, regionale și centrale au închis întreprinderi, le-au falimentat sau le-au vândut pe 2 lei, am reușit să deschidem o fabrică cu peste 2000 de angajați, firma americano-germană ZFTRV, lider mondial în ce înseamnă automotive, o firmă care a putut să preia, dacă vreți, șocul social de pe ArcelorMittal Steel, pentru că acolo au existat niște mișcări de personal și a fost un moment bun în ansamblu pentru oraș, dar și special pentru acel moment. De asemenea, la fel de bine știți că de scurt timp în Roman s-a deschis centrul logistic și de depozitare centrală pentru toată România de Est, Lidl, care asigură de la Suceava, Botoșani până la Mangalia tot ce înseamnă de servire cu parte logistică. Adică aici avem și oameni cu calificare înaltă, avem și oameni cu calificare medie și oameni cu calificare joasă. Există un spectru larg. Aceasta înseamnă absorbirea forței de muncă. Nu știu dacă știți de asemenea că în Roman săptămânal sunt scoase 150-200 de locuri de muncă care nu se acoperă niciodată în integralitatea lor. Este mult de făcut, este un pas pe care deja l-am făcut. În momentul de față vom lucra pentru perioada următoare cu administrația locală la un hub. Vom lucra la un centru de afaceri, un incubator de afaceri, astfel încât să putem furniza, prin implicarea administrației locale, o zonă de birouri care să fie dublată cu o zonă de hale, să putem furniza atât ceea ce înseamnă partea de management, logistică, organizare, administrare, cât și partea de execuție și producție sau prestări servicii. Lucrurile trebuie să existe biunifoc, pentru că mai mulți angajați înseamnă mai multe salarii, înseamnă mai mult impozit pe venit la bugetul local, înseamnă un buget mai dezvoltat pentru municipiu și în același timp înseamnă un circuit economico-financiar în zonă care poate să asigure o prosperitate. Înseamnă bunăstare. Înseamnă bunăstare. Bunăstare. Și respect față de oamenii care au încredere. Așa s-a câștigat. Să știți că această încredere de care vorbeați mai devreme nu a clădit-o cineva sau ți-a dăruit-o cineva. Această încredere vine din implicare, din demnitate, din onoare și prin respectul pe care îl porți oamenilor. Dacă mergi pe stradă și oamenii te opresc, vor să discute cu tine și te asigură de respectul lor, așa ceva n-a coborât din ceruri. Și fiecare trebuie să înțeleagă la rândul lui că respectul, demnitatea și onoarea se realizează în ani prin implicare. Nu coboară de nicăieri undeva. Doar Mesia este cel care poate coborî și face minuni. Omul se poate implica și câștiga respect prin ceea ce face. Acest lucru va continua la Roman, pentru că am început din 2008 și tot s-a continuat în aceste mandate și sigur va continua și din 2020 acolo. Este foarte important pentru zonă, pentru județ, parteneriatul cu Consiliul Județean, parteneriatul cu guvernul. Revin iară, iată că vorbim de Consiliul Județean. Păi, ce parteneria sau discuție ar putea să fie între mine și Arsenie vreodată când el efectiv și-a bătut joc de municipiul Roman? A aruncat niște firimituri și nici pe acelea, erau și acelea mucegăite. Deci a fost efectiv o bătaie de joc. A venit și s-a afișat Roman la un drum care după ce a plecat a sărit asfaltul de pe el.
Ce investiții a făcut? Orice parteneriat s-a încercat să se facă cu Romanu, nu a fost dus la finalizare. Nu este un obiectiv care s-a realizat și s-a finalizat prin care să spunem, uite domnule, o implicare dincolo de culoarea politică. Nu a existat. Totul s-a făcut la un mod politicianist, totul s-a făcut la un mod de a păcăli, iar pe oameni poți să-i păcălești odată sau de două ori. Oamenii se uită până la urmă la fapte, se uită la cine cu adevărat se implică și cine și cu adevărat rezolvă probleme pentru oameni. Pentru că să știți, pentru un om poate să fie important că ai asfaltat un drum care stă în proximitatea acelui drum, dar pentru un om care lucrează în alt cartier poate să fie mai important o bancă care ai pus-o în fața blocului sau i-ai toaletat un copac care era pericol să cadă peste locuința sau să ai apă curentă. Sau să ai apă curentă. Aduceți-vă povestea de la Roman și am văzut că în ultima vreme un pic a fost înghețat subiectul ăla. Uite la anunț public acum la dumneavoastră că vom relansa această discuție cu apa vital Iași. Pentru că la un moment dat am văzut și că a fost înghețată. Scuzați-mă că vă întreb. Vă rog, vă rog. Domnul Bălănescu, dragii mei, oameni buni, nu putem să trăim într-o societate în care să avem apă cu porția. Sigur. Că astăzi avem 5 zile, nu. Și în care se vorbește că trebuie să fim realiști. Nu am nimic, nu vorbesc despre o persoană, dar sunt angajați care poate au salarii mari și nu-și merită acele salarii. Pentru că dacă dumneavoastră acasă nu aveți apă în zilele importante, nu este normal să se întâmple lucrurile acestea. Lucrurile, uitați că a pomenit aici despre apa vitală, este o societate care este tot a unui Consiliu Județean, dar care a arătat că a implementat un management durabil și strategic. Adică apa vitală nu doar să vină spre Roman, apa vitală merge și spre Republica Moldova. Vrea să se dezvolte, să devină un operator regional, nu regional pe două municipii sau pe două județe, nu, la nivel de regiune. În momentul respectiv vom vorbi despre susținerea capitalului autohton românesc, vom vorbi despre a păstra aici. Pentru că nu putem să avem un județ în care curge apa din munte și noi să nu avem apă în Piatra Neamț sau în Roman când stăm acolo. Haideți indiferent să vă spun de... acum, apa vitală e apă din Neamț. Și, păi este de la Timișești. De la Timișești. Are, apa vitală are două surse, Timișești și Prut. Și nu este, da, să vă spun un lucru. Știți ce s-a întâmplat sub acest management luminos a domnului Arsene? S-a întâmplat că apa SERV a pierdut orice șansă la ce înseamnă POIM, la proiect de dezvoltare pe structură. Este în blacklist în momentul de față la Ministerul Fondurilor Europene. Deci m-am interesat pentru că m-a interesat problema Romanului și a spus, domnule, nu puteți obține niciun finanțare, că apa SERV este în blacklist, i s-a închis orice posibilitate. O Roman nu vrea în continuare dezvoltare, avem nevoie să extindem partea de canalizare, să refacem canalizare foarte multă. Vrem încă o aducțiune pentru că avem un lac de acumulare la Roman în momentul de față. Să une putem să avem o aducțiune de apă. Deci ne interesează toate aceste lucruri. Ori vedem că nu găsim nici în Consiliul Județean în momentul de față și nici în apa SERV un partener de dialog. Noi avem nevoie de partener de dialog pentru dezvoltare. Vrem să clădim în județ, vrem să clădim în localități. Dacă facem lucruri doar pe interes politic, domnule, campania, mai sunt 30 ceva de zile și s-a terminat campania, da? Și pe urmă urmează viață și după campanie. Oamenii trebuie să înțeleagă dacă se bucură la niște vorbe mieroase, dacă se bucură la niște atitudini sau niște păcăliri de moment, dacă cineva vine cu încredere pe un drum și trece la deal și la vale și pune două lopezi de asfalt care după două săptămâni au sărit de acolo, atunci ce se întâmplă mai departe în anii următori? Să ne gândim cu toții că timp de 4 ani în România nu vom mai avea nicio alegere. Avem acum în septembrie la sfârșit locale și la începutul lui decembrie parlamentare. 4 ani nu mai avem. Cum ne așternem, așa dormim. Eu consider că nu trebuie să ne culcăm pe paile mucegăite ale PSD-ului, ci să luăm o saltea confortabilă care asigură siguranță și o liniște pentru cetățenii județului care reprezintă echipa PNL. Prin echipa PNL, prin președintele Mugur Cosmanciuc, prin senatorul Eugen Țapu, prin colegii pe care îi avem, care toți trebuie să se implice în mod egal, nu să aștepte de undeva un glas al Mesiei care vine și unge untul pe pâine, ci muncă, furnicuță, discuții cu oamenii, e explicat, iată ce a făcut PSD-ul 4 ani. Adică, mai nimic. Festivaluri din acestea care s-au făcut peste noapte, care unele din ele sunt șanchetate de unele organe pentru banii care s-au dat. Păi când am făcut la Roman,
Dacă vă aduceți aminte, Târgul Gastronomic Național, vreau să vă spun că toate hotelurile, toate restaurantele au fost pline. Mediul economic, comercianții mulțumeau după ce o săptămână de zile oameni din Slovacia, din Ungaria, din Polonia, din Finlanda, din Anglia, din Franța au venit la Roman. A fost centrul național gastronomic. Deci trebuie făcute niște lucruri pentru a crește nu doar popularitatea locului, ci a și căuta să dezvolți. Romanul nu are relieful cum are Piatra Neamț să poată fi o zonă turistică, dar Romanul poate dezvolta turismul de tranzit, poate dezvolta turismul ecumenic, religios, având acolo locul în care a fost zidită Mitropolia Moldovei de Jos prin Alexandru cel Bun. Avem acolo turismul economic și să știți că e un punct nodal. Acum mulți spun, da, bun, Romanul a fost la E85, s-a dezvoltat. Ei, hai să vedem și alte orașe care au fost la E85 de-a lungul. Ne oprim și la Bacău. Ne oprim Bacău, ne ducem la Adjud și haideți să vedem orașe care sunt chistate în vremuri de mult apuse, cenușii și înourate. Deci vedem că totuși Romanul a avut și o determinare și energie, pentru că mai este o vorbă: Dumnezeu te ajută, îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Eu îmi cer scuze, pot continua emisiunea, dar mi-ați atras atenția, să terminăm la și 20. Și suntem la și 20 și... La și 20 și ceva, eu pot să rămân încă. No, dacă, ne apropiem de final. Da, asta așa vreau este... să tragem o concluzie și după dumneavoastră și după aceea vreau și eu să... Că așa este bine să fim și punctuali în activitățile pe care le avem. Și poate misiunile dese pot fi cheia unor mari succese, că nu vor fi singurile. Mă scuzați, emisiunea de astăzi... Să intervin aici. De obicei eu citesc întrebările oamenilor. Astăzi nu avem timp și îmi cer scuze, pentru că trebuie depuse candidaturi, am înțeles toate lucrurile astea. Și sper ca într-o emisiune viitoare să putem răspunde și la ce ne-au întrebat oamenii astăzi. Sigur. Ca să nu fiu, sunt apostrofat că nu am pus întrebări. Chiar v-aș ruga să le rețineți și într-o altă emisiune drag. Să le răspundem. Vă rog, domnul Cosmanciu. Emisiunea de astăzi, ca și întrebările adresate, trebuie toate să găsească răspuns. Știți că tot la dumneavoastră am spus că oricând putem sta într-o dezbatere mai mulți candidați care doresc să participe, să-și prezinte cu argumente proiectele viitoare, oricând, la fel spun și acum, putem reveni în emisiune la dumneavoastră. Să preluați, vă rog, chiar toate întrebările, indiferent de felul în care au fost puse, să le adresați în mod direct pentru a le putea răspunde și fără niciun fel de menajament. Emisiunea de astăzi are practic rolul de a defini un subiect clar. Indiferent de gândurile, sentimentele pe care fiecare om le are, pentru că e normal, PNL-ul trebuie să fie și va fi echipa care va schimba conducerea județului. Pentru că eu, cum am spus acum câteva zile, în perioada următoare trebuie să fie clar înțeles. Fiecare om are de ales între a schimba ceea ce este acum greșit în gândire, reprezentat Ionel Arsene, ca să ne înțelegem clar, și PSD, sau a perpetua această stare. Suntem oameni care putem să vorbim mult, frumos, sper că și convingător. Da. Convingerea pe care vreau să o aibă fiecare cetățean este că acum, pe 27 septembrie, județul Neamț își alege viitorul. Dar nu viitorul pentru 4 ani. Viitorul pentru foarte mulți ani. Pentru că în momentul în care Ionel Arsene va fi schimbat de la conducerea Consiliul Județean și PSD-ul va schimba de la conducerea partidului. Și în momentul în care se va schimba conducerea PSD-ului, se va schimba și PSD-ul în sine. Și Partidul Social Democrat trebuie să cunoască o altfel de modalitate de a face politică. Am spus-o și o repet. Întotdeauna trebuie să existe putere și opoziție. Dacă există o balanță între cele două formațiuni principale, determinată de un echilibru al înțelepciunii și al respectului față de parteneri, față de cetățeni, clar vom putea vorbi de dezvoltare. Germania sau Franța sau Statele Unite sunt modele în care partidele principale,
pe rând ajung și la putere și în opoziție, dar pentru proiecte principale stau de vorbă în comun. Cred că lucrul acesta trebuie să fie bineînțeles. Acum, în județul Neamț, se va vorbi doar despre un singur lucru. Despre a schimba conducerea Consiliului Județean cu un proiect de dezvoltare durabilă care va însemna însănătoșirea inclusiv a PSD-ului. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participare. Și noi vă mulțumim. Vă aștept cu mare drag într-o emisiune. Eu sunt dispus să facem o emisiune și mai lungă un pic, să intrăm în dialog chiar și telefonic cu anumite persoane. De ce? Pentru că, iată, din asemenea discuții, dincolo de lucrurile care pot fi interpretate sau nu, rezultă un adevăr că, cel puțin eu așa am înțeles, că PNL-ul merge înainte unit, are același scop final, o schimbare, eu nu spun numai de președinte, de Consilii Județean, de substanță. De substanță, chiar de paradigmă pentru viitor. Dați voie. Vă rog. Domnul Bălănescu. Pe timpul dumneavoastră la depunerea de candidaturi. Nu, e pe timpul nostru al tuturor. Domnul Bălănescu, nu este o schimbare de persoane. Aici, Mugur asta... Cosmanciuc în sine, și colegii o pot confirma, și am spus-o și o știți și dumneavoastră, nu este vorba despre a ajunge cineva la Consiliul Județean din partea PNL-ului. Nu, este vorba despre schimbarea paradigmei, ca să fie foarte clar, a paradigmei de gândire, a modului în care trebuie privit și respectat fiecare cetățean. Pentru că nu e vorba de a câștiga Mugur Cosmanciuc ca persoană fizică. Nu. E vorba de a câștiga tot județul Neamț, respect, care mai târziu să însemne bunăstare pentru fiecare dintre noi. Eu, personal, am încercat în toată activitatea mea să nu jignesc pe nimeni. Dar cred că și domnul Leureanu și dumneavoastră și fiecare dintre toți ceilalți ați primit de-a lungul timpului parte de multe jigniri și multe bezele în campanie electorale. Despre asta este vorba, despre schimbarea paradigmei. Adică oamenii trebuie să se simtă tratați cu respect, cu onoare, cu demnitate, să scăpăm de aceste miți înțelegeri subcutanate, de julfăreli de tot felul, de tecăloșii care se practică până la nivelul ultimului sat din cea mai îndepărtată comună. Trebuie să căutăm lucruri pe care să facem cu demnitate și onoare într-o paradigmă de dezvoltare a județului, în care conducerea județului, conducerea administrației publice locale să trateze cu respect pe fiecare cetățean în parte. Vă mulțumesc, vă doresc o zi ușoară, că aveți, din câte înțeleg eu astăzi, destule de făcut și de tras. Eu sper să ne întâlnim cât se poate de curând în aceeași formație, poate chiar și mai extins, să găsim soluții. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Este genul de emisiune care mie îmi place, pentru că eu vorbesc mai puțin și invitații vorbesc mai mult, nu numai că vorbesc, transmit semnale, comunică între ei, ceea ce este de bine, lucru care se vede și în audiență. Să fiți iubiți, nu uitați consumul în exces de cafea virtuală la Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț, nu dăunează deloc sănătății. Cele bune! Mulțumim! Mulțumim, o zi bună!